Bună, eu joc Disney și engleză și vă invit cu mine în acest clip să facem un candy hunt, adică o vânătoare de dulciuri. Și aici eu am venit în acest magazin care se numește Williamson, nu mai este din America. Și vreau să vă arăt toate dulciurile care le-am găsit cu tema de Paști, fiindcă Paștele se apropie foarte, foarte repede. Uitați-vă aici ce multe ouă colorate de bomboane de ciocolată, super! Îmi plac culorile și bomboane sub formă de iepuraș. Jelly beans! Ce sunt asortate fiecare culoare aparte. Ele au gusturi diferite. Și uitați-vă aceste ce super sunt. Foarte frumoase. Îmi plac culorile. Iepuraș. Culorile sunt extraordinare în timpul Paștelui, că sunt aceste culori pastel. Uitați-vă acestea sunt biscuiți, prăjituri. Formă de morcov și iepure. Și aici o formă de puișor și de ou de Paști. Ou decorat. Așa, mai departe aici am văzut acestea. Culorile acestea sunt superbe. Și îmi plac bomboanele acestea în cutiuțele drăguțe. Ok, aici înăuntru sunt un fel de asortii de bomboane. Și ouă aurii. Golden eggs. Și mai departe, am vrut neapărat să vă arăt aceste decorații de Paști, sunt foarte drăguțe, mi-au plăcut, desigur, mie îmi plac iepurașii, ador animăluțele acestea, așa că Paștele este una din sărbătorile mele favorite. Ce foarte drăguțe, uitați-vă, coșulețe de Paști și cu diferite mărunțișuri în ele, jucării. Sunt foarte frumoase. Acesta este magazinul Pottery Barn Kids din America. Uitați-vă care ochi cu miros. Iepuraș. Sunt niște desene așa, parcă retro. Și acestea sunt niște păpuși ceva mai special, mai diferite, de ceramică. Acestea sunt de plastic. Și pungi sub formă de iepuraș. Uitați-vă la păpușile acestea, iepuri. Iepuraș mai mici și mai mari. Iarăși păpuși, iepuri. Ele sunt așa foarte moi. Coșulețe, încă coșulețe, încă mai multe, foarte frumoase, îmi place că ei au pus cam în fiecare coșuleț câte un iepuraș și desigur urechiușe de iepuraș de 3 culori, cu tot cu iepuraș și uitați-vă, se asortează super. Și acești iepurași sunt mari și mai sunt și mijlocii și mai mici, de 3 mărimi și 3 culori. Iată aceștia. Și acești de culoare roz. Foarte moi, foarte moi, chiar incredibil de moi. Ok. Alb, roz. Iată, și a treia culoare este aceasta. Pernuțe drăguțe!
Așa, casă pentru păpuși, e de lemn și am vrut să vă arăt acest decor foarte frumos. Luminițe, pătucu. Uitați-vă la pernuțele acestea. Și culorile sunt extraordinare. Pernuța asta micuță, micuță, cu inimioară. Căsuța aceasta este într-adevăr foarte frumoasă. Este așa ceva mai clasic, mai de lemn. Nu prea are mobilă multă. Și iată pătucul mai de aproape cu păpușa. Și aici, tot foarte frumos, am vrut să vă arăt aceste cutiuțe unde poți să ții peșterile. Acesta este foarte mare și încăpătoare, poți să pui foarte multe. Și ți-e drăguțe și acolo poți să pui brățarele. Super. Și acesta se deschide. Uitați-vă la iepurașii aceștia micuți și pufoși. O glinjoare, încă un pătuc, ce-mi place cum e aranjat aici, uitați-vă la lumini, super! Masă de studii cu scaun și culorile sunt de asemenea ca și acestea, uitați-vă ce decor minunat! Tot așa super îmi plac culorile acestea. Uitați-vă la pernuță, dreamer, visătorul, visătoarea. Super. Și florile. Extraordinar. Și am văzut și acestea pentru băieți cu trenuri, cu dinozauri, mașini. Mi-a plăcut foarte mult acest magazin. Uitați-vă la dinosaurii aceștia. La culori perfecte. Foarte moale pernuța. Pernă. Pillow. În engleză e pillow. Ok. Uitați-vă. Pufnițele. Mai n-am uitat de bufnițe, foarte drăguțe. Ok, dragii mei, sper că v-a plăcut așa gen de clip și ne vedem în următorul. Pa!